Bine, îți dai seama că mi-a pițit, a ținut mult rău de tot la mine și îmi spunea, bă, Rică, tu ai calități să joci, să faci, uite, tu nu ești cu capul. Și am avut dreptate, când am venit la Al Nassr atunci, mi-a dat variantă să plec la Oțelul Galați împrumut să joc și am zis, nea Piti, ascultă-mă puțin. Singura variantă, dacă e, să mă duc la Pitești înapoi. Să joc 6 luni, un an, nu știu și că sunt convins că îmi revin. Și vezi când a văzut el așa, cred că a simțit că m-a văzut convins că... Și a zis, bă, Ricuță, nu, uite, te țin aici, dar pleci cu ultima șansă. Adevărul că mai erau 3 săptămâni să înceapă campionatul. Da. Nu știu, am avut vreo 2-3 meciuri de pregătire în care am marcat, m-am antrenat foarte bine, am jucat titular la Brașov, prima etapă, și pe aia m-a băgat rezervă la meciul cu, de la Dinamo. Am intrat, am dat gol și pe aia am dat 13 goluri în 15 etape.